Ce glume ești? Unde mai ai dus pe mine? Și fiu de casă de asta. Casă, părinte, la oraș. Ei, câți de este aia să înșepe? Casă la oraș. Părinte, casă la oraș. Da, da. Dar și nici un nenu nu-i un sfârșit. Dar pentru și un nenu, dar faci economie, țara, faci economie. Iaca, este și lift. Trăim la etajul 7. La 7? Da, avem o priveliște mare și frumoasă, părinte. Trebuie să fie geamuri panoramice, o fiertă, desigur, da? Desigur. O priveliște... Bisericește. Să vedem, hai să chemăm accesorul. Apasă pe buton. A? După dumneavoastră, părinte. Noi să ajungem unde trebuie. Da, părinte, da. Cam e foarte periculos cu așa liftul. Nu e periculos, el are motor. Care căchică și ușile, uite la dânsul. Unde? În alea stânga, părinte, faci. Și gata, am ajuns? Încă nu. Hai, părinte, mai fii, mai fii. Care mai e voi? Noi ce suntem? În bunker sau și? Care bunker, părinte? Îmi pare rău. Păi cum, asta seamănă acasă? După cum, casă ca la boieri. Dar încă n-am ajuns, părinte. Păi și de ce așa e de întuneric aici intrare? Eu nu înțeleg unde este intrare. Facem economie, facem economie. Orașul, Europa, dă-ți faci economie. Hai, lasă-mi economie. Hai, mă duc de rată, unde te mătem să aici? Eu sunt plin de bani, îți dai, nu-ți plin. Înainte, părinte. Înainte. Mă înțeleg că trebuie să banii de ești. Înainte, uite, liftul nu lucrează până la etajul care ne trebuie nou. Dar un etaj, ne ridicăm pe scări și am ajuns. Repede. Pe jos? Părinte, tamam la etajul ăsta nu se oprește liftul și spun. Ce frumos, părinte! Care frumos când bați soarele în ochi și nu văd nică. Unde-s geamurile aici? Care geamuri? Asta e special așa că să fie aer curat. Uite și priveliște, părinte! Păi noi să trăim în priveliște asta, ori în casă să trăim? În casă, dar tot trebuie să ai priveliște, să trăim ca oamenii, părinte. Nu ca la țară, stătem în biserica așa micuță și căsele și alea care se dărâmau. Eu nu pot să înțeleg un lucru. Tu ce-ai făcut cu banii? Ce-ai făcut tu cu banii, deși noi am ajuns aici? Părinte, dar v-am luat mașină și casă! Mașina trebuie și bă, Mercedes! Nu, cu mașina... Casă. Părinte, poate cu mașina eu puțin așa... M-am amăjit, că și eu îți vezi că să... Casa trebuie și pământ! Aici e nebună ca pe pământ! Aici n-a să avem subsol și n-a să fie umiditate, înțelegi? Nici frig! Și aici avem vecini, dar mulți vecini. Asta înseamnă? Bani înseamnă, asta e ghini, eu înțeleg. Asfânt sintetic apartamentele aici. Eu mă tem, știi de ce eu mă tem? De ce te temi? Eu mă tem că până noi, a să începem a sfințâ la tăiaț? Da. Asta n-a să ții de a să răschească, tu iau-te scrap, tăiaț. Să mai se răschește, părinte, eu am verificat-o. Hai mă răbi, hai tine frică la așa înălțime. Hai mă răbi. Să mergem, să vezi casa. Hai. E, părinte, și părinte, noi și am intrat în labirint sau și? Cum ați găsit noi unde sunt întrebi? Nu înțeleg cum tu știi unde e ușa. Care labirint, părinte? Asta e bani, bani, nu labirint. Uite câte apartamente aici, unde se rășie, acolo-s banii. Hai mergi înainte, să ies casa noastră. Pici, părinte, pici. Iar pe eu, căsuța noastră. Bine, și cu tine tu vezi că e întuneric aici, nu trăiesc cu oameni cu suflet curat. Unde-i suflet curat? Acolo e lumină. Dar și cu tine, părinte, și ușneagă, și suntem. Aici sunt cei mai curați oameni că-i fac economie. Nu știi să intre și lasă să rămâi căscat. Așa, stai. Să vedem. Stai, leacă. Scăchii. Hai, mai spune că noi luăm cheile care trebuie. Părinte, trebuie să crezi. Oh, ai văzut dacă crezi. Să vedem.
Hai, Chiu, arba de nerăbdare. Asta și... Ei, părinții, pe vetră, părinții, și asta și... Stăm în coridor și suntem străini. Ei, stai să închid ușa. Vezi? Are ușă dublă. Extra security. Ușă dublă. Și blindată și dublă, părinții. Hai să-ți fac room tour. Hai, dar hai. Dar și room tour, house tour. House tour, da? Da, aici ai baia. Ia. Nu ca la țară, afară, în fric și cu muștii. Aici e igienă. Igiena mai presus ca toate. A? E, părinte? Hai mai departe. Hai să ne uităm mai departe la baie. Hai mai departe, desigur. Avem atâtea să aici și să arăt. Eu cred că nici eu nu duc de să facă reparații de atâta. Cred că în baie trebuie să fie mai desigur, okay. Părinte, desigur. Dar și cu apa și acolo? Părinte, asta eu am pus apă. Și... Dar acelea în apă și sunt muști sau și sunt acelea? Nu muști, părinte. Niște gunoaie, cred că nu știu ce sunt acelea. Că... Eu când am cumpărat casa, eu 3 zile în urmă am cumpărat casa. Aha. Și părinte, să-ți spun, ei cereau un preț foarte mic. Dar eu le-am dat deasupra bani, am dat tot și am avut și ne-au lăsat și mobila. Cum tot ce e? Și mobilul și furculiți, farfurii, tot ne-au lăsat. Frigider, am ajuns vezi acolo la bucătărie. Tot banii ai dat? A? Eu sper că... Ia spune că nu-ți găștea. Și bă niște mobilă, nu știu cu așa bani. Desigur, desigur, nici nu se discută. A, să vedem. Hai. Hai să trecem la bucătărie. Uite ce de spațioasă, uite ce mari bucătării, părinte! Bucătăria e mare, spațioasă, dar... Nu prea văd mobilă întrânsă, pentru că... Ce, bucată de dulap și gata? Ia-te măsuță aici! Ia-te scăunele, măsuță! Două mese, vino astăzi, copiii poate să așeză și... Vezi? Uite, ce draperii frumoase, dar uite și priveliște la păduri, părinte! Care păduri, că numai acasă văd aici! Ies păduri mai încolo, dacă te uiți atent, tare, departe. Până la păduri departe, nici nu se vede, dacă nu-i spune, și cu păianjenii ăștia. Care păianjen, părinte, dar pot spun că eu 3 zile n-am fost aici. Eu am cumpărat casa și repede am fugit în sat să te întâlnesc. Și în 3 zile s-a făcut așa? Ei, cred că, ies că aerul, corp, știi, cu praful e praf. Hai, arată mai departe și mai este că eu nu știu, eu nici de-am nu-mi place. Părinte, n-ai văzut camera. Dacă îți vezi camera, a să-ți schimbi tot despre casa asta. Hai să vezi. Crezi că să-mi schimb părerea? Da! Uite ce de spațioasă, părinte! Stai, leacă! Și ce-i pățit? Ce-i pățit? Ce-a fost asta? Ce-i călcat? Într-o țântă sau nu știu ce? Nu, dar n-are cum, că și linoleum de cel bun, părinte! Și să mă amăjit oare? Asta și-i? Coajă din ochi? Probabil, părinte, probabil. Da, că am niște nuși acolo. I-am adus de la țară când a fost, am adus și nuși. Să avem cu cine ocupat, știi? Ia să-ți place, uite ce de spățioasă! Ești, părinte, și unde-i mobilă? Ia uite cât e mobilă ești! Da, lasă mobilă, uite și pripiele ești aici, părinte! Uite-te! Uite-te păduri, lan! Noi dacă să avem vașa să le aducem, uite unde, avem unde să le aducem, vezi? Noi am venit la oraș, să umblăm cu vașii. Nu, dar vezi? Sâmbăr ai spus. Am venit să umblăm cu vașile? Înseamnă că te încurcau vașile acolo la țară. Dar de asta și-am vrut un oraș. Cum ne-ai da la țară, auzi, o vacă, o capră, o oaie? Nu tragi atenția, părinți, am spus că n-am fost 3 zile aici. Cum 3 zile? Că patul ăsta are 200 de ani. Probabil am uitat fereastra deschisă, părinte. Și cum de asta? Hai să luăm loc mai bine. Da, părinte. Băi, și pat confortabil, vezi? Tare confortabil, că... E și lemn de sub, sau și...
E lemn natural, părinte. Păi da, dar deasupra la lemn ăștia nu trebuie și bă... saltea. Este, părinte, saltea, este. Și saltea, că salteaua asta e din lemn, parcă. Hai, te-ai deprins acolo în sat cu șpatul și la king size care l-ai avut. Stai, leac, și unde e să dormim noi? Păi, este un pat extensibil. Aha. Tu acolo, eu aici, pe pat. Da, cred că și mă gândesc dacă îți dorm eu acolo. Da? Sper că acolo, când s-o deschis fereastra, praful nu a ajuns. Nu a ajuns, părinte. Și aici și-o trat puțin, părinte. Foarte puțin. Foarte puțin. Aici cred că și dacă să-l arunci, n-a să ajute. Tot o să rămâi praf. Ei, părinte, părinte, ești glumeț. Dar uite și casă noi, la oraș am găsit. Eu, adică. Tu, sigur, ai dat toți banii pe... încăpierea asta, nici nu știu cum să-i zic? Tot am dat, părinte, pentru că a fost o șansă la un milion. Mai în scurt, de azi înainte, toți banii o să fie numai la mine. Părinte, dacă nu erau banii la mine, era străin în sat acum. N-avea să avem nici mașină, nici casă la oraș. Dar nu era mai bine cu motocicl, a pensat cum umblam dictealte aici și bunker și ăsta, labirint, eu nici nu știu. Dar iarna ce să faci cu motocicl, părinte? Că-i frig. Iarna trebuie mașină. Eu când aud de frig, nici să faci foame. Și aici nici lemnul nu trebuie să pui pe foc, că avem căldură centrală. Da, dar căldura asta trebuie plătită. Trebuie plătită, dar o sfințim niște căsuțe pe aici pe aproape. Eu ne-am încăsit clienți. Ne-am mâncat. Eu sper că frigiderul nu este gol. E plin bucșet, părinte! Hai să vezi! Hai, hai! Hai! Intră, părinte, ia loc, ia loc! Acuși te servesc! Hai că nu mai pot de foame! Acuși, părinte, acuși! Răbdare! Cu răbdarea trăiești și marea! Dar cu rău, nici pe rău! Și ai făcut un borș ceva? Desigur! Zambă de casă, nu borș, părinte! Mai spune și găina era de casă. E, dar cum? Și de oraș? Noi de la țară venim și... Ce faci? Ce rădășune? Înainte de masă? Da. Așa. Binecuvântează masa noastră și... Oh,